Pacea Domnului Iisus să ne cuprindă și să rămână în inimile noastre de azi și până în veșnicie. Domnul mi-a descoperit încă niște lucruri pe care le-am mărturisit unor surori în Domnul și mi s-a spus că ar trebui să le știe și alții. Vremea va fi scurtă, în care se va opri tot, dar pentru puțină vreme. Pentru că Domnul vrea să dea peste cap lucrarea celui rău și ceea ce are în plan. Totul este și a fost îngăduit de Domnul pentru o trezire. În această vreme de încercare, sunt mulți care au luat hotărâri noi de slujire și unii chiar de întoarcere la Domnul prin legământ. Vor putea să o facă în scurtul răgaz pe care îl vor primi și se vor întoarce mulți, chiar unii binevăzuți în ochii oamenilor. Dar vor fi și din acei care, în acel timp, vor considera că totul a trecut și viața va continua ca înainte și vor uita ce au promis și ce hotărâri au luat în inima lor. O foarte mare parte, chiar din copiii Domnului, au fost cuprinși de panică și teamă, unii la un nivel mai mare, alții mai mic, pentru că au slăbit legătura cu Domnul. Creați legături strânse cu Domnul, pentru că vor veni vremuri în care panica va fi transformată în groază și ce vom face atunci fără El? Mi-a mai spus Domnul că va lua pe foarte mulți copii ai lui acasă în următoarele vremi. În multe forme vor fi chemați. Să nu ne mire acest lucru, să nu cântărim, să nu cârtim și să nu intrăm la judecată. Va veni vremea când vom înțelege de ce a făcut Domnul alegerea aceasta și vom fi vrut să fim noi cei plecați. Se vor ridica mulți care vor începe să lovească în cei care Domnul le revelează tainele lucrărilor lui și vor striga că nu mai vorbește Domnul, că acest lucru a fost în vechime și azi nu mai sunt proroci ai Domnului. Domnul a spus, vocea mea răsună, și azi ca în vechime. Eu nu m-am schimbat, sunt Dumnezeu. Voi folosi chiar pe mulți din cei pe care oamenii îi judecă sau disprețuiesc. Eu văd și cunosc totul, e taina mea. Eu știu de ce fac asta și puțini sunt cei care nu vor cădea la această provocare. Pentru că mulți s-au obișnuit cu judecata, s-au înălțat mai sus decât trebuia și pe unii mândria îi va face să coboare de pe tronuri înalte. Sunt mulți slujitori prin care ați auzit vorbindu-se mereu despre lucrările Domnului, chiar evangheliști vestiți și păstori, unii proroci și alții din gura cărora ați auzit așa vorbește Domnul. Vor spune că nu ne mai trebuie așa ceva. Vor spune că Domnul azi nu mai vorbește. Avem cuvântul lui Dumnezeu. Da, este îndreptarul și toate cuvintele trec prin filtrul acesta. Va veni vremea când tot ce avem acum la dispoziție în mediul virtual se va șterge, va dispărea, se va stopa. Planul Domnului este desăvârșit și cei aleși îl înțeleg. Toate se pregătesc pentru ziua revenirii și sunt puțini cei care spun din toată inima: Vino, Doamne Iisuse. Mulți o fac doar de pe buze și mulți sunt cei care se dau evlavioși, dar inima e departe de Domnul și sunt îngroziți că vor pierde tot ce înseamnă valori și le vom pierde.
Sufletul e valoros atât, dar el, de el să ne îngrijim, cum îl îmbrăcăm, hrănim, păzim. Unii dintre ei sunt însemnați, aceștia au hulit și hulesc constant. Domnul nu mai privește spre ei, dar se lipesc de copiii lui și încearcă să îi atragă în curse, folosindu-se chiar de cuvânt, pentru că îl cunosc bine. Mai sunt și copiii care strigă și se roagă să grăbească Domnul venirea lui. Acolo am văzut că e multă durere și mult sânge și Domnul suspină, dar privește încă la cei care încă nu văd și nu înțeleg că trebuie să se întoarcă. Mulți dintre fiii nesupuși se vor întoarce împotriva copiilor Domnului și îi vor urî de moarte fără motive. Cine va răbda totul va vedea mântuirea Domnului. E vremea căinței, a pocăinței, să ne umplem inima de cuvânt și să răspândim mireasma cerului, pentru ca cei care trebuie să vie să fie atrași prin noi. Amin.